liberi. And normal lives. O viață normală. And they have marriage. Și au căsnicii. And children. Copii. And a job. Locuri de muncă. This is what God can do for you. Asta e ce poate face Dumnezeu pentru tine. And I know that you are sick and tired of your sin. Și știu că ești obosit de păcatul tău. I know that you cannot, you don't know how to get away, get free. Știu că nu știi cum să fii liber. But I know that you want to be free. Dar știu de asemenea că vrei să fii liber. Every day you think about freedom. În fiecare zi te gândești la libertate. But maybe you lost hope. Poate te-ai pierdut speranța. And you're saying no one can help me. Și poate zici nimeni nu mă poate ajuta. I know somebody who can help you. Eu știu pe cineva care te poate ajuta. And his name is Jesus Christ. Numele lui este Iisus Hristos. God died on the cross for you. Dumnezeu a murit pe cruce pentru tine. He died for you. So you can be free. El a murit pentru tine ca tu să poți fi liber. He paid the price for you. El a plătit prețul pentru tine. And he knows how to set you free. Și el știe cum să te elibereze. Many of my friends. Mulți din prietenii mei. Who lived horrible lives. Care trăiau vieți oribile. Today completely free from drugs. Astăzi sunt absolut liber de droguri complet. They are not using heroin. Nu mai folosesc heroina. Believe that you can be free also. Crezi în această seară și tu că poți fi liber. And ask Jesus Christ. Și primește-l pe Iisus. To forgive you. Cere-i să te ierte. To help you. Să te ajute. And to change your life. Și să-ți schimbe viața. He can do this for you. El poate face asta pentru tine. Believe Jesus. Crede-l pe Iisus. And pray a simple prayer. Și roagă-te o rugăciune simplă. Where you can ask God to forgive you. În care să-i ceri lui Dumnezeu să te ierte. And he will give you freedom. Și el îți va da libertate. You don't have to die. Tu nu trebuie să mori. I heard that 3 people died just last couple days here. În ultimile zile, ultimile câteva zile am auzit că 3 oameni au murit. You don't have to die. Tu nu trebuie să mori. You can live. Tu poți să trăiești. You don't have to die overdose. Nu trebuie să mori de o supradoză. You don't have to live a horrible life. Nu trebuie să trăiești o viață oribilă. Jesus can give you freedom. Iisus poate să-ți dea libertate. Because he loves you. Pentru că el te iubește.